Vrem să știm și ce spune un elev în legătură cu această hotărâre prin care unitățile școlare vor fi redeschise în luna septembrie. Victoria Bejan, elevă în clasa 11-a de la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași, este în legătură cu noi. Bun găsit, Victoria! Bun găsit! Victoria, cum ai primit această decizie? Păi am fost destul de tristă când am aflat vestea, însă oarecum mă așteptam la o asemenea decizie. Îți dorești foarte mult să revii la școală? Da, nu credeam cum să lipsească atât de mult. Chiar îmi doresc foarte mult să merg la școală și mi-e dor de colegii mei. În această perioadă ce îți lipsește cel mai mult? Interacțiunea umană. Oamenii îmi lipsesc cel mai mult, colegii, profesorii. Asta îmi lipsește cel mai mult. Te întâlnești cu colegii tăi și cu profesorii în mediul online? Aveți aceste cursuri online? Cum au loc acestea? Cum se desfășoară? Da, mai avem cursuri online și stabilim o oră la care pot cumva toți. Și mai, ne mai predă profesorul, însă nu se compară cu orele de la școală. Care sunt provocările cele mai mari atunci când vă întâlniți în mediul online? Cât de mult înțelegi ceea ce îți explică profesorii? Apar tot felul de impedimente, de la conexiunea internetului până la faptul că nu ai cum să explici unui elev atunci când te afli la un ecran distanță de el. E altfel când are loc fizic acest contact. Victoria, îți faci griji în această perioadă în legătură cu modul în care vei încheia acest semestru? Nu fac griji, fiindcă profesorii sunt destul de înțelegători și le mulțumesc pentru asta. Și cumva în această perioadă toți ne susținem reciproc și cred că nu doar eu, dar și colegii mei o să încheiem cu bine anul școlar. Cum arată o zi din viața ta în această perioadă? Păi, programul meu s-a schimbat foarte mult și anume că eu chiar încerc să fac un program ca să mă simt mai în siguranță. Mă trezesc dimineața, mănânc, fac exerciții, lucrez pe laptop, fiindcă primim tot felul de proiecte și teme și încerc cumva să mă mențin. Mulți dintre elevi, dintre adolescenți și nu doar adolescenți, se confruntă cu plictiseala în această perioadă de izolare socială. Ce faci tu ca să alungi plictiseala? Da, m-am confruntat și eu cu plictiseala asta și o înțeleg foarte bine. Păi am început să citesc, să vizionez filme, seriale, să sunt colegii, să comunic cu ei, chiar dacă nu putem să ne întâlnim, măcar prin mediul online. Și încerc să mă provoc în fiecare zi, să fac lucruri pe care nu le-am mai făcut, să gătesc mai mult, să scriu. Spuneai ceva mai devreme, Victoria, că în această perioadă profesorii vă susțin foarte mult pe voi, elevii. Cum anume fac acest lucru? Ce vă spun profesorii pentru a vă ridica moralul? În primul rând, nu ne stresează atât de mult, nu ne presează, fiindcă ne înțeleg și ne dau și mesaje de susținere, de încurajare, că știe în ce situație ne aflăm și în general, în perioada asta ar trebui să fim mai buni și să empatizăm mai mult. Ce trebuie să învățăm de la această criză cu care ne confruntăm? Ce lecții ar trebui să avem învățate după ce trece această pandemie? Ar trebui să învățăm destul de multe lucruri. Cel puțin eu am învățat că nu aveam nevoie de atât de multe lucruri, să consum atât de multe lucruri. Și acum m-am limitat la mai puțin, nu mai consum atât de mult. Și mi-am dat seama care sunt lucrurile cele mai importante pentru mine. De asemenea, am învățat să înțeleg oamenii, fiindcă acum toți se află în aceeași situație și fie el sărac, bogat, ne aflăm toți la fel acum. Rețelele de socializare te ajută mult în această perioadă? Mă ajută, însă
Și nu prea, depinde, fiindcă acum tot stresul ăsta, toată lumea își spune cele de zis pe rețele de socializare și uneori când stau foarte mult pe ele, încep la rândul meu și eu să devin stresată când văd stresul celorlalți. Am înțeles, deci trebuie să existe un echilibru. Dar, da, în orice. Victoria Bejan, îți mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Spor în toate să închei semestrul cu bine și te mai așteptăm și cu altă ocazie să fii prezentă la jurnal. Mulțumesc și eu și toate cele bune. Toate cele bune, o seară frumoasă să ai. La revedere!